Ai avut vreodată un atac de panică înainte de un examen? Te-ai lăsat copleșit de gânduri negre după ce iubita sau iubitul te-a părăsit exact când credeai în sfârșit că viața e mai frumoasă? Ai coborât în infern, împins de cea mai neagră depresie? Ei bine, Radio You nu te trimite la Baba Omida să te descânte, ci la psiholog. În fiecare miercuri de la ora 21, Tudor Ștefan Rotaru îți vinde pontul psihologului. Salut întregului suflet UMF! Psihoterapeutul Tudor Ștefan Rotaru la microfon. Astăzi vorbim despre, ghiciți ce, relația cu părinții. Părinți care ne iubesc fie sufocându-ne, fie dându-ne libertatea de care avem nevoie, fie confruntându-se ei înșiși cu propriile lor frici. Motivul pentru care m-am gândit să fac o astfel de emisiune este faptul că am constatat de nenumărate ori că, indiferent de vârstă, unele persoane sunt prinse în rolul de copil, în relația cu niște părinți deseori fie prea grijulii, fie cu prea multă inițiativă. Această realitate interesantă este cu atât mai valabilă în cazul studenților de la medicină. Acest lucru se poate petrece atunci când părintele nu conștientizează că își sufocă prea mult copilul ajuns adult, atunci când copilul ajuns adult nu conștientizează că își stimulează părintele să se comporte astfel, sau când ambele roluri sunt acceptate dintr-o oarecare comoditate. Îți poți da seama că ai o problemă în relația dintre tine și părinții tăi atunci când există certuri frecvente între tine și ei, atunci când te simți controlat de părinte, la facultate, în viața profesională sau chiar în cea sentimentală. Când, conștient sau nu, ajungi să eviți interacțiunea cu ei, îi vezi rar, suni rar, discuți la minim lucruri cu ei. Și nu în ultimul rând, ei este o problemă în relația dintre tine și părinții tăi atunci când simți furie față de ei, chiar dacă nu ți-o explici. De cele mai multe ori, problemele între copiii adulți și părinții lor apar din cauza faptului că una sau cealaltă dintre părți nu a trecut de la stadiul interacțiunii părinte-copil mic la stadiul interacțiunii adult-adult. Cu alte cuvinte, rămân prinși în niște roluri anacronice, când, de fapt, ei ar trebui să treacă la un nou tip de interacțiune, interacțiunea adult-adult. Persistă de cele mai multe ori o purtare de grijă, vă spuneam, complet anacronică, complet demodată. Să dăm câteva exemple. De pildă, adultul se comportă ca și cum ar avea de-a face cu un copil de vârstă școlară, deși are de-a face cu un student sau chiar cu o persoană care își exercită profesia. Îi verifică notele, îi verifică performanța, își exprimă acordul sau dezacordul cu privire la partenerii de cuplu, îi controlează programul și modul de realizare a cheltuielilor, sufocă prin telefoane, obligă la o anumită direcție profesională. Și, nu de multe ori, întâlnim și acest conflict în care părinții încearcă să impună copiilor lor ajunși adulți modul de a se îmbrăca. În aceste situații, copilul adult devine, evident, rebel prin reactanță, fie iresponsabil prin faptul că nu învață să-și asume răspunderea pentru fapte și consecința acestora. Este poate util în acest moment al emisiunii să explic ce înseamnă reactanța. Reactanța este un fenomen psihologic aproape automat. Este o reacție pe care o avem atunci când simțim că cineva sau ceva încearcă să ne restrângă libertatea. În această situație avem o tendință aproape compulsivă de a face exact lucrul opus, tocmai pentru a ne demonstra nouă înșine că ne-am păstrat libertatea pe care ne era frică să o pierdem. Exemplul clasic este cel al copilului care bagă degetele în priză imediat după ce i s-a interzis să facă acest lucru. Un alt exemplu este al copilului care se comportă complet irresponsabil, iar părintele, care nu poate asista pasiv la faptul că fiul sau fiica sa își face rău, intervine. Evident, aici nu vorbim de alegeri pe care părintele le consideră proaste, deoarece multe dintre alegerile noastre nu vor plăcea părinților noștri, însă ei trebuie să se împace cu ideea că suntem ființe autonome, adulte, și că avem propriile noastre decizii de luat. În schimb, sunt situații în care, în mod vădit, ceea ce se întâmplă nu corespunde nici cu valorile părintelui, nici cu valorile copilului. Și să vă dau un exemplu. Să presupunem că studentul la medicină își dorește foarte mult să practice această profesie. Își dorește să fie în top, să aibă rezultate foarte bune, să se afirme și să câștige un foarte meritat loc la rezidențiat. Dar, din cauza absențelor,
se acumulează o mulțime de restanțe, iar acest lucru riscă să-i pericliteze viitorul. Evident, părintele nu poate asista pasiv la un scenariu în care ceea ce se întâmplă face în mod vădit rău copilului, inclusiv în acele planuri de viață cu care ambii sunt de acord. Se întâmplă des ca în astfel de momente, astfel de situații, părintele să intervină, iar atunci copilul să-și simtă autonomia restrânsă. Evident, și atunci copilul adult, ca să mă exprim așa, devine fie mai rebel, fie se detașează pasiv. Cele două scenarii pe care vi le-am pomenit se pot combina într-un cerc vicios și acest cerc vicios este util de analizat și de înțeles pentru că el vă va ajuta să diagnosticați situațiile care mențin conflictul cu părinții. În primul și în primul rând, copilul, ajuns acum adult, realizează tot felul de acțiuni, de fapte, prin care își exprimă libertatea și identitatea. Evident, acest lucru conduce la etapa a doua, în care viziunea părintelui și a copilului ajuns adult, asupra comportamentului celui din urmă, nu se potrivesc. Și cred că ne sunt foarte familiare situațiile în care părinții noștri nu au fost de acord cu opțiunile noastre. Atunci când viziunea părintelui și cea a copilului nu concordă, apare tendința ca părintele să exercite un control din grijă excesivă sau din teamă. Mijloacele de control pot fi multiple, fie prin felul în care sunt oferiți banii de buzunar, fie prin felul în care se petrece comunicarea la telefon, fie prin orele de ieșit sau de intrat în casă, etc. Și ați fi surprinși să aflați că sunt studenți la 20 și ceva de ani care încă au ore de intrat în casă. De asemenea, ca să închidem cercul, la acest control, copilul reacționează fie prin rebeliune, fie prin infantilizare sau irresponsabilizare, ceea ce duce la mai multe acțiuni prin care el își exprimă libertatea, dar care nu concordă cu viziunea părintelui, ceea ce face mai mult pe părinte să exercite controlul, ceea ce îl face mai mult pe copil să reacționeze, iar cercul vicios merge așa la nesfârșit. Pomeneam despre studentul sau studenții la medicină. Ceea ce vă povestesc și acest cerc vicios prin care am ilustrat mecanismul de menținere a conflictelor cu părinții poate fi cu atât mai ilustrativ în rândul studenților la medicină, unde studiile de lungă durată și dependența financiară pot întreține, în multe cazuri, cercuri vicioase de control și infantilizare. Haideți acum să ne gândim la ce ar fi de făcut. În primul și în primul rând, este de dorit ca părinții noștri să înțeleagă faptul că nu-și pot proteja copiii de lecțiile firești ale vieții. De multe ori, grija excesivă pe care o exercită părinții noștri asupra noastră și chiar tendințele de a ne controla sunt rezultatul dorințelor, mai mult sau mai puțin conștientizate, de a preveni răul care ni s-ar putea întâmpla. Ei uită că nu ne pot proteja de lecțiile firești ale vieții pe care trebuie să le învățăm de unii singuri. Noi singuri vom învăța dacă am investit într-o relație de cuplu păguboasă, dacă am avut de pierdut pentru că nu ne-a respectat programul de somn sau de învățat, că lipsa de răspundere privind banii ne lasă fără niciun sfanț la final de lună, etc. De asemenea, o perspectivă utilă pentru părinte este ca el să continue să aibă grijă, dar în alt mod. E clar că felul de a avea grijă care a fost potrivit pentru vârsta copilăriei, nu mai are ce căuta în relația cu un adult. Părintele, de pildă, poate să-și exprime preocuparea mai mult decât un imperativ într-o direcție sau alta. Vă dau un exemplu. Uite, mă îngrijorează felul în care evoluează notele tale. Tu alegi, dar este în interesul tău să continui să iei bursă. Este o formulare preferabilă unui imperativ care ar suna mult mai dur. De ce nu înveți? Dacă nu te pui cu burta pe carte, te retrag de la facultate, etc. Acest lucru mă duce cu gândul la un pont în ceea ce privește aspectul financiar deosebit de important în relația cu părinții care încă își întrețin copiii la facultate. În ceea ce privește pe studenții dependenți din punct de vedere financiar, este util ca și părintele și copilul, ajuns adult, să instituie un buget lunar fix.
studentul sau studenta își va asuma gestionarea banilor, cu consecințele de rigoare. Fie cheltuie prea mult și atunci are de suferit la finalul lunii, fie se administrează astfel încât totul să fie funcțional și astfel învață să fie responsabil. În schimbul acestei abordări, studentul, studenta primește libertatea să cheltuie cum crede de cuvință, atât timp cât se încadrează în bugetul de care dispune, fără suplimentări arbitrare. Este doar un exemplu despre cum un copil ajuns adult, dar care are încă tendințe infantile, poate să învețe responsabilitatea, poate să învețe consecința acțiunilor sale și poate să învețe să se auto-administreze. Copiii nu pot avea pretenția să facă doar ce vor și să-i lase pe cei care iubesc să privească neputincioși de pe margine la cum își fac rău. Este valabil chiar și după ce împlinim 18 ani. E clar că avem toată justificarea și toate motivele să fim în dezacord cu părinții noștri atunci când ei încearcă să ne controleze viața sau să ia decizii pe care ar trebui să le luăm noi în mod autonom. Dar, pe de altă parte, nu ne putem comporta absolut irresponsabil și nu putem să ne facem rău în mod continuu și să avem pretenția de la părinții noștri să privească neputincioși cum acest scenariu se derulează. Așadar, comportă-te responsabil ca să dovedești că nu ai nevoie de grijă exagerată a părinților și nici de control. În momentul în când ți se acumulează restanțele din cauza absențelor, când rămâi fără bani de chirie pentru că ai cheltuit prea mult pe ieșiri în oraș, nu arăți că ești capabil să te conduci de unul singur, iar asta atrage părintele în cercul vicios pe care vi l-am amintit mai înainte. Nu uitați, totul se poate negocia, pentru că și părintele și copilul ajuns adult au în acest caz bune intenții. Totuși, unele alegeri sunt strict personale. Direcția în carieră, specializarea, n-ar trebui să fie alegerea părintelui ce a copilului, iată, ajuns adult. Partenerul sau partenera de cuplu, vestimentația, sunt aspecte pe care un adult autonom le alege pentru sine și nu pot să îi fie impuse din afară. Un mesaj pentru părinți, dacă ne dorim ca ai noștri copii să se comporte ca niște adulți, trebuie în primul rând noi înșine să ne comportăm cu ei ca și cu niște adulți. Nu uitați așadar, dacă vă comportați cu cineva ca și cu un copil, persoana se va comporta ca atare. Dacă vă comportați cu părintele ca un copil răzgăiat, părintele își va intra în rolul de părinte grijuliu. De cele mai multe ori, celălalt dansează în pasul în care dansăm noi. Este valabil atât în relația de cuplu, cât și în relația dintre noi și părinții noștri și în mai toate relațiile sociale. Astfel încât schimbarea începe de cele mai multe ori de la cel care conștientizează primul nevoia ei. Nu uitați așadar, provocarea cea mai mare în relațiile dificile cu părinții noștri, care poate nu au înțeles că am crescut deja, este separarea clară a acestor roluri. Dacă suntem prizonierii rolului de copil, atunci perpetuăm cercul vicios pe care vi l-am amintit. Dacă părinții noștri au dificultăți în a înțelege că noi suntem într-o altă etapă de viață, ei trebuie ajutați, în primul rând, prin propriul nostru comportament responsabil. De asemenea, sunt multe lucruri care necesită doar o explicație, o discuție deschisă, astfel încât părinții să se așeze pe noul rol. Nu în ultimul rând, un pont foarte interesant din psihoterapia sistemică arată că odată cu plecarea ultimului copil din casă, părinții intră în etapa cuibului gol. Literatura, pe bună dreptate, spune că această etapă se poate dovedi una extrem de dificilă dacă relația dintre cei doi, adică relația dintre părinții rămași acasă, nu este o relație bună. Caz în care unul sau altul dintre părinți va avea tendința să tragă înapoi pe ultimul copil care a rămas în casă, să-l tragă să rămână acolo, tocmai pentru a păstra homeostazia, echilibrul sistemului familial. Este de dorit ca părinții noștri să își privească cu un ochi binevoitor și înțelept căsnicia, astfel încât să poată da drumul copiilor să zboare. Psihoterapeutul Tudor Ștefan Rotaru la microfon, salut întregului suflet UMF și nu uitați, schimbarea nu e doar posibilă, chiar este inevitabilă.
Ai avut vreodată un atac de panică înainte de un examen? Te-ai lăsat copleșit de gânduri negre după ce iubita sau iubitul te-a părăsit exact când credeai în sfârșit că viața e mai frumoasă? Ai coborât în infern, împins de cea mai neagră depresie? Ei bine, Radio You nu te trimite la Baba Omida să te descânte, ci la psiholog. În fiecare miercuri de la ora 21, Tudor Ștefan Rotaru îți vinde pontul psihologului. Emisiune oferită de Societatea Română de Bioetică.